La liceul pedagogic Gheorghe Șincăi din Zalău, școala a început cu scandal. Mai mulți părinți care au ajuns cu copiii la școală, venind de la intrarea B, din spate, au fost nevoiți să sară gardul pentru că ușa era închisă. Am aflat ulterior de ce a fost închisă poarta. Poarta a fost închisă ca cei curioși de ce se întâmplă în curtea din spate a liceului să nu poată vedea nimic. Nu, dimineața o închide la ora 8 și elevii au de la ora 9 și acum la ora 12 vin după ei și iară porțile amândouă închise. Și dimineața cum i-ați adus? Și dimineața i-am dus roată. Deci imposibil așa ceva, numai la români se poate așa ceva. Prima măsură luată de direcțiunea liceului pedagogic după articolul apărut în ziarul nostru de ieri a fost să închidă poarta de acces din spate, unde strada arată în condiții deplorabile. Câțiva părinți mai isteți au sărit gardul ca să scoată copiii de la școală, alții însă s-au întors din drum fiind nemulțumiți de ceea ce se întâmplă la liceul pedagogic. Așa că am intrat prin față. După o discuție cu directorul liceului Carmen Ardelian, care ne-a explicat punctul ei de vedere despre articolul Peisajul groazei la unul dintre cele mai vestite licee din Zalău. Elaborează articolului pe care ziarul unde lucrează, Graiul Sălajului, l-a publicat în ziua de 13 septembrie. Articol intitulat În culisele învățământului din secolul 21, Peisajul groazei la unul dintre cele mai vestite licee din Zalău. Sunt aici câteva afirmații la care aș vrea să răspund, câteva acuze la care aș vrea să răspund și câteva afirmații. După ce am trecut prin noroiul din curte, nefiind gram de asfalt în curtea din spatele liceului, am ajuns la o clădire pe care ieri o prezentam drept magazie de alimente. Directoarea liceului ne-a spus că de fapt acolo se află un loc tranzitoriu unde se adăpostez legumele până vor fi duse în cantină. Administratorul liceului ne-a spus că acea clădire este goală, în timp ce mai mulți muncitori ne-au spus că acolo se depozitează alimentele pentru cantină. Ni s-a deschis ușa de la magazin într-un final, iar când am intrat ne-am crucit. Tavanul stă să cadă, șoareci sunt la ei acasă, ba chiar am văzut zeci de găuri de șoareci, iar alimentele deschise stau bine mersi la locul lor printre grămezi de vechituri. Am văzut cartofi aruncați care pe unde, peste 50 de borcane cu ardei și zacuscă puse pe rafturi inestetice și saci de sare deschiși plini de mizerie. Printre aceste alimente, câțiva păianje nu se vedeau prea deranjați de prezența noastră. Magazia mai adăpostea și zeci de tacâmuri ruginite de la cantină, alte vechituri și multe documente vechi ascunse de ochii celor curioși. Da, nu aveți nicio etichetă acolo de magazie de alimente. Există o magazie de alimente în incinta cantinei. Spațiul respectiv este unul tranzitoriu, prin care produsele care sunt achiziționate sunt apoi transportate în cantină. Nu putem să transportăm sacii cu cartofi proaspăt cumpărați. Sacii ieri au fost cumpărați, cei care apar în fotografie. Asta pe care o deschideți acum? Magazia. Magazie de alimente? Nu. Dar magazie de ce? Sunt cu borcane acolo. Că-mi place că... doamna directoră zice că e tranzitorie. Asta e tranzitorie. Știu că ați văzut cartofi aici. Da. Dar te-ai folosit la inducem. Inducem din coloană. Păi când îi duce? Astăzi. Că doamna directoare ne zicea că într-o zi se duce aici. Două ore. Suntem în magazia de alimente, care doamna directoare spunea că este tranzitorie. Se pare că cartofii și ieri și astăzi sunt tot aici. Peste 50-100 de borcane cu ardei puși pe iarnă sunt depozitați tot aici. Trebuie să zic, condițiile le puteți vedea și dumneavoastră. Pe lângă cartofi mai găsim linguri pline de rugină, păianjeni și chiar... dacă ne uităm atent, găuri de șoareci. Se pare că pe sacul plin cu sare s-a pus deja rugina, nu știm când a fost folosit ultima dată sau pentru ce. Oamenii de aici spun că nu este folosit în cantină, cu toate că zona aceasta este o zonă tranzitorie special amenajată pentru alimentele de la cantină. La doar 2 metri de ușa cantinei, 6 containere de gunoi stau liniștite, pline vârf, fără ca cineva să le deranjeze. Directoarea liceului spune că nu are cum să le mute mai sus, pentru că așa e relieful, dar la stânga sau la dreapta. Nu am primit răspuns. Cert e că erau pline. Unul era plin cu crengi uscate. Doar de vineri stau acolo, ne-o trântește un angajat. Un altul spune că sunt acolo de când lumea. Administratorul liceului ne roagă să stăm să filmăm mașina de gunoi cum vine și cum duce containerele. Și vine mașina AVE. Și trece de containere și se tot duce. Ne roagă administratorul să stăm să filmăm când se întoarce mașina, dar ia mașina de unde nu-i. S-a dus și dus a fost. Plasate acolo containerele de ani de zile. Acolo le-a amplasat firma AVE. După cum vedeți, relieful nu permite să le amplasăm mai departe. E delimitată exact zona liceului, nu putem să urcăm containerele pe un deal. Ele sunt amplasate acolo.
nici mai în față, nici mai în spate. Acum fiecare lucru poate fi amplasat mai în față sau mai în spate, evident. Dar atâta timp cât noi am avut controale care nu au specificat faptul că ele sunt incorrect amplasate și există documente în școală care să specifice acest lucru. Cine, DSP-ul? Da. Deci în controlul pe care l-a efectuat anul trecut, ele erau în aceeași zonă amplasate. O mică precizare, nu sunt numai containerele noastre, sunt și containerele liceului ortodox. Și aflăm de la doamna directoare că drumul făcut în curtea liceului Gheorghe Șingai de fapt nu e a liceului, doar trece prin curte. Că acea asfaltare despre care vorbiți noastră că s-a făcut pe jumătate nu este lucrare contractată de liceul pedagogic, ci este o lucrare contractată de liceul ortodox, conform unui contract de lucrări reparații capitale, din 9-8-2016, pentru contractarea acestei lucrări a fost chemată primăria și s-au făcut toate demersurile legale și este executată de către firma Inserco. Informațiile le am de la doamna contabilă a liceului ortodox, deci nu este o lucrare sub jurisdicția noastră, ci a liceului, culmea, și ei sunt în curtea noastră. Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean doarme și doarme bine. Așa se face că nicio instituție abilitată nu s-a sesizat în acest caz, de aceea am simțit normal și firesc să prezentăm în detaliu problemele de la liceul pedagogic. Nici de la Direcția de Sănătate Publică și nici de la Inspectoratul Școlar Județean nu am primit un semn că ar face ceva acolo, chiar dacă Marcel Lucaciu, inspector de limba și literatura română, era ieri, la ora documentării, în incinta liceului, preocupat de altfel de comenzi la o editură.